Bună ziua! Vă propun să începem ședința de guvern. Am convocat ședința de guvern pe lângă actele normative pe care le avem. Va trebui să reanalizăm pentru adoptare, în urma avizului Consiliului Legislativ, două ordonanțe de urgență. Prima ordonanță de urgență este ordonanța de urgență prin care se alocă suma de 175 de milioane de euro pentru decontarea cheltuielilor făcute de autoritățile locale, de unitățile școlare pentru pregătirea anului școlar. Este actul normativ prin care decontăm cheltuieli pentru achiziționarea de tablete. Pentru elevi decontăm cheltuielile pentru echipamente de protecție, măști și alte echipamente de protecție, atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice care au nevoie. De asemenea, este vorba de cheltuieli necesare pentru pregătirea școlilor, astfel încât să diminuăm riscul de transmitere. Aici solicit Secretariatului General transmiterea de urgență la monitor oficial să apară în cursul zilei de astăzi. De asemenea, doamna vicepremier, vă solicit să avem o ședință cu reprezentanții asociațiilor autorităților locale, cu Asociația Municipiilor, Orașelor, Comunelor, împreună cu Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru a stabili în detaliu măsurile care trebuie luate pentru pregătirea anului școlar. Deci avem de adoptat forma finală, sigur, în urma observațiilor depuse de avizator. De asemenea, va trebui să reintroducem pe ordinea de zi ordonanța de urgență privitoare la modificările la IMM Invest, domnul ministru Crețu. Da, domnul premier, am luat în calcul observațiile Consiliului Legislativ. Deci, practic, ordonanța se referă la creșterea plafonului de la 15 miliarde la 20 de miliarde. Da, sunt câteva modificări importante. Deci, creșterea plafonului la 15 la 20 de miliarde, implementarea unei perioade standard de subvenționare a dobânzii de 8 luni de la data acordării creditului, pentru că inițial se duceau până la sfârșitul anului și atunci este o perioadă standard de 8 luni pentru toți cei care beneficiază de acest program. Crearea unei posibilități ca micro-întreprinderile, și aici a fost o cerere care a venit de la micro-întreprinderi și întreprinderilor mici, pentru accesarea creditelor linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru în valori mai mari, de până la 5 milioane. Până acum de se până la 5 milioane, nu pe plafonul de 1 milion. Am eliminat cerința prin care beneficiarii programului se obligau să nu disponibilizeze personal existent până la data de 31 decembrie 2020. Deci programul devine în ce în ce mai flexibil. Solicit după adoptare transmiterea de urgență la monitor oficial pentru intrarea în vigoare. Ministerul Agriculturii ne-am angajat că adoptăm ordonanța de urgență privitor la despăgubirile care le acordăm fermierilor ale căror suprafețe este afectate de secetă. Sunteți pregătit cu... Da, domnule prim-ministru, suntem pregătiți. Eu vă rog să introducem pe lista suplimentară proiectul de ordonanță de urgență pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019 și afectate de seceta pedologică, sub rezerva obținerii avizului de acele. Deci, odată cu adoptarea, puteți începe efectuarea plăților. Aici ne-am angajat. În momentul, începând cu data de 1 septembrie, dăm drumul la plăți. În momentul în care proiectul de ordonanță va fi publicat, ordonanța de urgență va fi publicată în monitor oficial, sunt 10 zile calendaristice în care fermierii se vor înscrie, vor depune cereri la APIA. Ulterior acestor 10 zile, conform regulamentului, va exista un termen de control administrativ pe 5% din cereri, conform regulamentului, și imediat vom începe plățile. Undeva în jumătatea lunii septembrie. În regulă. Scurtați cât mai mult procedurile și nu așteptați pe evaluare. Faceți rapid test,
verificările prin sondaj, că nu e mare lucru asta, le transmiteți verificările spre serviciile deconcentrate. Da? În regulă. De asemenea, am discutat cu domnul ministru Boloș să dezbatem ordonanța de urgență privind pregătirea Planului Național de Reziliență și Recuperare. Aici, domnul ministru, sunteți pregătit cu actul normativ? Da, domnul prim-ministru, vă solicităm introducerea pe ordinea de zi suplimentară. Am primit observațiile din partea tuturor avizatorilor. Rugămintea este să ne dea și avizul în original pentru ca să putem parcurge procedura legală pentru aprobare. În regulă. În regulă, domnul ministru. Domnul ministru Popescu, ați transmis către Comisia Europeană planul de restructurare pentru complexul energetic Oltenia? Da, domnul prim-ministru, am semnat, cred că în jurul orei 12, o cerere către Consiliul Concurenței pentru a retrimite mai departe prin Consiliul Concurenței toate demersurile către și evident dacă cu rugămintea să accepte o întârziere de 1-2 zile dacă nu ajunge la timp util, ținând cont de faptul că astăzi la ora 12 am semnat. Deci e o chestiune de o problemă de ordin tehnic, pur și simplu. Mm-hmm. În regulă. Domnul ministru Tătaru, să luați toate măsurile pentru urgentarea procedurii de achiziție. Și nu uitați, fiți pregătit pentru procedura de achiziție pentru alegeri. Da, în acest moment avem o evaluare făcută pentru alegeri. La cât ați evaluat? La 12 milioane de lei. 12 milioane de lei. Aveți bani în buget prevăzuți, nu? Acum să vedem dacă nu. Păi verificați că dacă nu va trebui să alocăm din fondul de rezervă și trebuie pregătită hotărârea de guvern pentru că altfel nu puteți lansa procedura. O avem pregătită. Și pregătiți cu mai multă meticulozitate procedura, trebuie să deruleze extrem de rapid. Da,